Stadionul Ceahlăul din Piatra Neamț a găzduit etapa finală a Cupei ASPR la atletism și cross. În concurs s-au înscris peste 50 de pompieri din toată țara, printre care s-a aflat și reprezentantul Oltului, plutonierul Vasile Ciobanu. Acesta a reușit să se claseze pe podium la alergare de viteză pe 100 de metri, săritura în lungime cu elan și cross 3000 de metri, reușind să obțină locul 3 la toate cele 3 probe. Te încântă să particip de fiecare dată și eu cred că cu mai multă pregătire, probabil, dar sunt mulțumit de locurile mele, fiindcă ceilalți participanți sunt care au fost și atleți de performanță, și, dar nu e această problemă. Suntem, ce vă pot spune? Pregătire nu prea avem unde face. Sportivul va reprezenta Oltul la etapa finală a campionatului de atletism și cross al Ministerului Afacerilor Interne, care se va desfășura în luna iunie la Brașov. Și-ar dori însă ca mai mulți tineri să participe la aceste competiții. Am impresia că din ce în ce sunt mai puțin tineri. Deci cei mai mulți la probe suntem vârsta înaintată, pe aceea vârsta mijlocie, și cei mai puțin la vârsta mică, nu știu cum. Deci încă n-ați avut contracandidații din generația tânără, să spunem. Nu, au trecut câțiva, da, cu 2 ani la proba noastră, s-a cunoscut totuși. Este diferență mare, nu e de vârstă la noi, dar pe parcurs, oricum au venit pregătiți la o altă grupă și să face diferența. Pompierii olteni au un palmares și alte rezultate obținute la competiții de fotbal și tenis de picior. Avem reprezentanți și la tenis de picior. Colegul nostru Gavrilă Cătălin de la detașamentul Caracal câștigă această competiție încă de la înființare. Din anul 2006 a câștigat în fiecare an această competiție. Echipa de fotbal pe teren mare a inspectoratului a obținut locul 3 la etapa pe minister într-o perioadă în care fotbalul se desfășura pe teren mare. În această perioadă, la mini-fotbal, anul trecut am reușit să obținem un loc 3 la etapa finală pe Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Reprezentanții SU Olt au făcut o figură frumoasă și la concursurile din afara țării. Președintele Asociației Sportive Pompierul a participat în fiecare an până să se accidenteze. În această perioadă este accidentat și se recuperează. A participat în Polonia la turneul internațional, reușind să obțină locul 1 la nivel național și apoi un loc 3 la nivel internațional. De asemenea, un reprezentant al detașamentului de pompieri Caracal, pasionat de culturism, se pregătește pentru o competiție internațională ce se adresează pompierilor puternici.